Primele imagini cu bebelușul lui Teorose și al lui Angel Damian. E frumușel tare. Îi mulțumim că ne-a ascultat rugăciunile. Teorose și regizorul Angel Damian au devenit pentru prima oară părinți. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Vedeta a postat imagini cu micuțul ei și a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram. Mulțumesc tuturor pentru gânduri și mesaje să vă bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat și pe noi să vedem câți oameni ne sunt alături. Pe scurt, deși va urmă și mai pe larg când ne liniștim și adaptăm mai bine, a fost o naștere ok, deloc mai cu decât alte nașteri. A fost o naștere prin în cele din urmă. Deși am fost mai îngrozită de operatie decât de nașterea naturală, am avut încredere în Dena, de răcoravu care mi-a inspirat siguranță și liniște pe tot parcursul sarcinii și a avut dreptate. A fost o operatie pe care am parcurs-o liniștit, fără panică sau frică și le mulțumesc tuturor doamnelor asistente și doamnelor dără care au luat parte la nașterea noastră. Până și refacerea se întâmplă frumos, cu foarte puțină durere momentan. Sasha a reușit din prima să mănânce de la san, a știut ce are de făcut e frumușel tare, zdravân, 3, 854 de centimetri. Dumnezeu știe cum a stat bietul copil în garsonieră Comfort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar îi mulțumim că ne-a ascultat rugăciunile și e sănătos. A scris Teorose pe Instagram. Lia Bugnar, mesaj după ce Teorose și Angel Damian au devenit părinți. Lia Bugnar a făcut primele declarații după ce Teorose și Angel Damian au devenit părinții unui băiețel în această dimineață. Actrița a avut o relație timp de mai mulți ani cu tânărul regizor. Este vorba despre un lucru, un suflet curat care tocmai a venit pe lume. S-a mai născut un copil pe lumea aceasta, de o oră, pe nume Sasha Ioan Dumitru. El trebuie protejat, el încă are îngeraște asupra capului, a declarat Lia Bugnar pentru click.